Gregorian Bivolaru, pedeapsă redusă. Magistrații de la Tribunalul București au fost de acord cu cererea sa de reducere a pedepsei de 6 ani de închisoare cu 465 de zile. Este vorba despre perioadele în care a stat închis în arest preventiv în România, în Suedia și intervalul în care a fost arestat în Franța, în vederea extrădării, precum și cea petrecută după gratii de la extrădare până în prezent. Decizia nu este definitivă. Liderul MISA a fost adus sub escort în România pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în 2013 pentru act sexual cu un minor și trafic de persoane. Gregorian Bivolaru a fost unul dintre cei mai căutați infractori de pe lista poliției române. Acesta era dat în urmărire internațională de aproape 12 ani. Liderul MISA a mai fost condamnat în 1977 la un an de închisoare pentru distribuire de materiale pornografice, oculism și magie neagră.